Este mărul! Las ce? La Dișau. Numele dumneavoastră țin să urez un sincer bun venit președintelui partidului nostru, domnul Traian Băsescu. Ceremonia pentru care l-am invitat pe domnul președinte Traian Băsescu în mijlocul nostru este prilejuită de lansarea candidaților Mișcării Populare, Partidului Mișcarea Populară din județul Gorj. După cum știți foarte bine, formațiunea noastră este o formațiune destul de tânără. Se vede și după cei prezenți în sală, cred eu că peste 60-70% sunt tineri. Din strigarea listei cu candidaților noștri la localitățile din județul Gorj, o să constatați cu plăcere că foarte mulți dintre ei sunt tineri. Oameni care n-au mai făcut politică, oameni care nu au mai candidat. Având în vedere că timpul este destul de scurt, în anumite localități cu mai mari din județul Gorj, bineînțeles că am apelat la oameni cu experiență, pentru că și organizația este mult mai mare și ne-ar fi luat foarte, foarte mult timp ca să facem cunoscut un tânăr sau să zic așa, oameni care nu au mai făcut politică. Eu o să vă dau citire la listei noastre de candidați și voi începe cu municipiul Târgu Jiu, unde vom lansa ca și candidat al nostru pentru primăria municipiului pe domnul Liviu Andrei. La municipiul Modru, domnul Aurel Slaciu. La Novaci, pe domnul Gabi Giurcă. La Târgu Cărbunești, pe domnul Ion Fugaru. La Turceni, pe domnul profesor Cordescu. Sitleniu, domnul Șofei, Ardeni, domnul Cuzaru. La Limpești, domnul Belger. Fata noastră de culoare. La Arinoasa, pe domnul Mandia. La Arcani, pe domnul Dănău Constantin. La Bălănești, pe domnul Toropu. La Bălești, care este cea mai mare comună a județului Gorj, pe domnul Brăilă. La Bengești, Șocania, pe domnul Drăgea Mihăiță. La Berlești, pe domnul Matei Constantin. La Pânteni, a doua comună ca și mărime din județul Gorj, domnul Doandeș Viorel. La Golboș, domnul Crioitoru. Borăscu, Marinca Daniel. Brănești, domnul Popescu Daniel. Bumbești, Țic, domnul Săpun. La Bustutin, domnul Scrădeanu Claudiu. Cădunele, domnul Bodârcă Constantin. Ciuperceni, domnul Vasilache Vitale. La Crasna, domnul Dinu Victor. Crușeț, Ioniță Ion.
Dănciulești, domnul Florescu Constantin, Dănești, Slavu, la Drăgotești, domnul Dăescu Gabi, la Drăguțești, domnul inginer Ploacă, la Bărgășești, Trachie Marius, la Cotinești, doamna Pruteanu, la Jupânești, domnul Gârnicianu, la Licurici, Ciobanu Adrian, Logrești, doamna Andra Elena, la Bătăsar, domnul Turturea Gheorghe, la Bușetești, Munteanu Costel, la Negomir, domnul Ioana Ion, la Badeș, domnul Elena Cristian, la Peștișani, Gabi Ciocântea, Plocșorul, Trușcă Constantin, la Borovraj, Udrea Petrișor, la Prigoria, Colcea cu Nitru, Rumpu Locofetescu, Vasile, Samarinești, Calianu Mariana, Săcelu Almăjan Dumitru, Scoarța Săboiu Stelian, Slidinești Covrigel Virgil, Stănești Iuga Nicu, Stejar Păiuș Robert, Stoina Angel Laurețiu, Telești Mareș, Mareș și Cristian, Turcinești Orbețu Ion, Sânțăreni Perețeanu Gabriel, Văjulești Vâlceanu Busuioc și Vladimir Popescu Viorel Florin. Aceasta este lista noastră de candidați la, pe care noi o propunem cetățenilor din județul Goș. Pentru a vă spune câteva cuvinte, o să dau cuvântul domnului, începem cu cea mai mare comună din județul Goș, domnul Brăila Dumitru. Bună ziua! Domnul președinte, sunt mândru că astăzi sunteți în mijlocul nostru. Pentru mine, personal, este o onoare deosebită. Locuiesc în acest județ de aproximativ 60 de ani și faptul că astăzi am fost nominalizat pentru a face parte din echipa acestui partid tânăr, pentru mine este o onoare deosebită. Nu vreau să vă rețin prea mult. Numai că vreau să vă transmit tuturor și colegilor care vom fi candidați la comunele pe care noi vrem să le reprezentăm, să facem următorul lucru. Nu trebuie să ne urcăm pe funcția de primar, prin a acuza pe cei care au fost înaintea noastră. Vreau ca cetățenii să înțeleagă că noi, care astăzi le cerem votul, vrem cu totul altceva. Poate și dumneavoastră, la timpul lor, au avut intenții bune. A acuza pe cineva că n-a făcut bine și eu sunt mai bun ca el, este ușor.
Trebuie să demonstrăm că noi suntem cei care vrem să facem ceva, suntem oamenii care comunitatea are nevoie de noi și nu noi de comunitate. Noi trebuie să fim în slujba lor, noi trebuie să înțelegem că oamenii pe care îi reprezentăm sunt cei care, de fapt, ne dau valoare. Valoarea noastră, toți o considerăm că o avem. Dar dacă faptele noastre și cetățenii pe care îi reprezentăm nu sunt mulțumiți de ce noi vrem să facem, atunci, probabil că țelul și menirea noastră nu este un rezultat la care noi gândim în fiecare zi. Cu aceste lucruri și cu această gândire, eu m-am hotărât ca să fac într-un mandat, poate în două mandate. Depinde de starea mea fizică, de voința celor pe care îi reprezint și probabil că o să mă și voteze, că atunci când voi pleca din funcția de primar, copiii mei, nepoții mei, sau atunci când probabil nici ei și nici partea mea de familie nu o să mai fie, să fie mulțumită că în fruntea unei comune a stat un om care n-a avut un interes personal. A avut un interes comun, un interes al comunității. Aceasta trebuie să fie deviza cu care noi trebuie să defilăm. Încă o dată, vă cer, nu oblig pe nimeni, dar nu acuzați pe nimeni. A acuza este ușor. Poate v-am spus încă o dată, mă repet, toți care au candidat și au fost pe această funcție, eu consider că intenția lor a fost bună. Niciodată intenția nu se concretează în fapte. Dar, încă o dată spun dar, este datoria mea și a noastră de a lăsa ceva în urmă și a arăta că într-un mandat sau în două mandate se poate face ceva și lumea să-și amintească cu drag de cei care a condus. Vă mulțumesc și ați dat de multă. Domnul președinte, aveți încredere că așa cum sunt eu, probabil nu sunt eu cel mai bun. Dar toți care suntem în această formațiune tânără sunt oameni care vor bine. Nu vor altceva.